Bă, tot felul de postări de la ăștia cu generația cu cheia la gât, noi ăștia care ne-am născut la 89 sau hai să zic 5 ani înainte sau după 89, noi ne numim generația cu cheia la gât, știi? Și tot văd tot felul de postări, bă, ce copilărie am avut noi și ce copilărie au ăștia mici și cu tari. Bă, hai să vă spun eu adevărul adevărat, vă spuneți cu toate că videoclipul ăsta o să aduni mai mult hate decât like, bă, explicați cu cum stă treaba. Bă, noi de departe suntem cea mai retardată generație care au fost vădate din toate timpurile, încă dinaintea lui Hristos. De când erau dinozaurii pe planeta asta, noi suntem cea mai retardată generație posibilă. Sau cu cei mai mulți retardați, hai să o punem așa, nu? Că suntem, cât mai sunt dintre noi care suntem mai străluciți. Bă, dar avem cei mai mulți retardați din toate timpurile. Deci cei mai mulți, nu știi ce-i divin, când o fi divin internetul, că avem acces la internet și acum dacă te faci de căcat, te vede o țară întreagă, nu știu. Pe vremea la ei bătrâni, poate nu era internet și na, te făceai de căcat la o nuntă, la o cumătrie, la o alea, a doua zi te trezeai din bătrâni, puneai pălăria sus și aia era. Bă, dar ei bătrâni au făcut ceva. Bă, noi de departe suntem cea mai retardată, cea mai retardată generație posibilă. Și dacă stai să analizezi chestia asta, o să fii de aceeași părere cu mine. Și hai să analizăm, da, hai să analizăm. Bă, nu știu dacă noi ne lăudăm, bă, ce copilărie am avut noi și cum am copilărit. Și nu știu dacă ne se trage din copilărie sau nu. Bă, dar noi suntem singura generație din toate timpurile care nu putem mânca o bucată de carne fără să arătăm la lumii, bă, că mâncăm o bucată de carne. Bă, voi ați văzut că, bă, nu putem să mergem la un grătar, la un pește, la o distracție, la o... Bă, nu putem fără să arătăm la el, o ticoaie. Ia deci să moară Duduia, am două fleci și șase mici pe grătar, băi, bulangiule, și am și o stic de vin sau o stic cu berii. Aute, ce bine o duci, băiatu, băiatu, arăt ce mânca. Știi, și pe manele, pe alea, pe pesă, din alea de jale, de alea de supărare de, sau de distracție, știi, cu sticla de berii pe jumătate în mână, ne lăudăm. Aute, coai, ce pe grătar, carni, fleci, trebuie. Bă, nu știu dacă... Să poate să ne se tragă și din copilărie, că dacă noi am copilărit cu oala de 10 litri de ciorbă și frații aia mai mari futu în gheabă să-i astup, mâncau carnea în prima zi și în a doua zi căutam cu polonicul pe oală. Vă aduceți aminte? Căutam cu polonicul pe oală dacă mai rămânea o leacă de carne, dar nu mai canci. Era doar 3 cartofi rămâneau pe fund sau niște spagheti, niște, eu știu ce, puneam tăiței acolo. Atâta mai era apă și cu tăiței. Și nu știu dacă o fi divină treaba asta. Să poate să fie și asta divină, că am să fi făcut foamea când eram mici, de, la vârsta asta nu putem mânca o bucată de carne fără să arătăm și la el, la dușmani, cum ne place nouă, spun că noi avem dușmani, noi, toată lumea ne urăște. Pe noi, generația cheia la când ne urăște toată lumea, noi suntem plini de dușmani, generația noastră, și le arătăm la dușmani, că o ducea bine băiatoare o bucată de carne pe grătar și bași o bere, bă, băiatule, deci... Ce-am, îți spun, deci eu cel puțin, nu știu, la, dar pagina, nu știu pagina voastră, dar pagina mea de Facebook e plină de idioți de ăștia. Bă, nu pot să bei o bere, am ajuns să ne lăudăm că avem bani de o bere cu aia, atâta de idioți suntem și atâta de retardat suntem, că 5 lei e o mândrie că am băut o bere și arătăm la băieți berea pe jumate, deci nu știu. Să fiu al dracu, de departe mie asta mi se pare cea mai idiotă chestie posibilă. Bă, să mă lau la toată lumea pe live, pe Facebook sau pe poze, că mănânc o bucată de carne sau când... Bă, te-ai întâlnit cu tovarșul tău, vrei să faci un grătar, vrei să bei o bere, dar stai acolo la grătar, dă-l omor celui de telefon, distrează-te, bă, nu v-am văzut de atâta timp, aia la tata încoace, ai zis, faci mostic de vin. Băi, bătrâni, așa fac, băi, eu... Am început să umblu din ce în ce mai mult cu oameni bătrâni, cu alea, cu prieteni. Mi-am făcut prieteni de o altă vârstă, ca zic așa, mult mai înaintate ca mine. Pentru că mie oamenii mi se par de soi. Bă, te duci la oameni acasă, duci în beș, desfaci o damigeană de vin, o bei, o alea, nu te filmează nimeni. Asta coaie! Am desfăcut vinul din beci. N-ai coaie treabă, scoate omul damigeana de vin, întinde pe toată masa, fripturi, mâncare, alea nu filmează nimeni, nu... Da, nimeni, bă, tu știi cât e de penibil să fii la o petrecere. Toată lumea să bea și să mănânce și tu stai cu telefonul în mână să arăți la oameni ce faci acolo. Tu îți dai seama cât de penibil e, deci pe departe mie, de asta zic și ăsta e argumentul meu suprem. Suntem de departe cea mai retardată generație posibil sau cu cei mai mulți retardați
din toate timpurile. Și ăsta nu-i singurul lucru. Mai văd din ce ce mai des, văd pe Facebook tot felul de... Băi, că noi, generația noastră, suntem și inteligenți. Și citim foarte mult. Deci citim... Bă, nu citim cărți de ale morților, dar citim ci pe internet, știri, trebuie să o cotem, noi suntem, pa, cu Bill Gates, cu virusul, cu alea, noi suntem cei mai... Bă, cei mai documentați din toate timpurile, noi suntem că avem acces la internet. Bă, dar nu citim ce trebuie, asta e problema, citim tot felul de mizerii. Înțelegi? Citim tot felul de mizerii și de prostii. Nu citim ce trebuie. Și n-ar pune unul din noi mâna pe carte, ca să zici, bă, pune mâna pe carte, să învățăm pizda, mă, cum să scriu. Nu, pe conspirație, pe trebuie, noi, bă, noi ne pricepem la toate, de ce să mai... Și de aici m-am luat, și avem vorba asta, bă, că ei bătrâni, ai bătrâni, au votat cu PSD-ul și s-au vândut pentru un leu la pensii sau pentru o făină sau pentru... Bă, într-adevăr, ai bătrâni s-au gândit la tine, bă, prostule, să aibă ce să-ți dai din mâncare. Și dacă ăla de la PSD i-a dat un litru de ulei și 2 kg de mălai sau știu eu ce i-a dat, o vota că atâta o putut la bătrâneță, nu o să-mi țin că nu mai poate și s-au gândit tot la tine să-ți dea din mâncare. Și o vota și el cu cine o putut, nu putem să-l dăm în cap pentru ce-o făcut. Bă, dar noi care suntem băieți deștepți și ne lăudăm că vai am ajuns în străinătate și avem o mentalitate altfel, trei sferturi, că oricum un sfert, nu trei sferturi, asta e exagerat, jumătate din tineretul țării au fost plecat sau au plecat în diaspora, au plecat în străinătate. Dar nimeni nu spune că din aia 50% din tineri care sunt plecați în străinătate, poate 5% se întorc în țară, cineva. Bă, m-am dus în străinătate cu mentalitate. Bă, mă duc, strâng niște bani, mă întorc acasă, îmi fac o afacere sau îmi cumpăr un apartament sau cutare. Doar poate 5% gândesc așa. Și aia poate au avut educația de acasă. Bă, te duci în străinătate, strângi niște bani și îți cumpăr mama apartament sau îți face mama acasă pe pământul ăla care îl avem nu știu unde, știi? Majoritatea așa s-a întâmplat care a făcut ceva. Eu zic, mă, să văd, dacă te duci în străinătate, te avem pământul ăla la drum cu tare, dacă strângi bani îți face mama o casă. Cam așa s-a întâmplat. Bă, restul pierde vară. Deci nu știu unul din generația mea care a plecat în străinătate și eu îs inclus în oala asta până aici, până la gât, că și eu tot pierd divară, și eu, și de mine miciu, de că până acum, poate un an de zile, am băut și am fumat toți banii. Și făceam poate 1000 de euro pe săptămână, dar asta nu mai punem în discuții sau în calcul. Băi, mai bine de 90% din tineretul care-i plecat, trăiești în străinătate să bea și să mănânci. Deci poate 10% se întorc în țară după 5 ani de zile și zic, bă, da, uite, am venit acasă cu 30.000 de euro sau 40.000 de euro, vreau să-mi iau un apartament sau vreau să-mi fac o afacere, să-mi deschid ceva. Băi, restul, m-am uitat la toată lumea și cu eu inclusiv, deci doar pe băutură și pe mâncare suntem în străinătate. Noi spunem, bă, plecat, am o mentalitate deschisă cu tare. Cum ai, mă, tu mentalitatea deschisă dacă tu treci de azi pe mâini, vinerea e banii și nu numai e bani de țigări? Ce mentalitate deschisă ai tu? Ai mentalitatea ultimului calic. Bei și mănânci, sâmbăta și faci life-uri și nu numai bani de țigări. Vii vara în România, că așa se întâmplă. Băi, ăștia care sunt țară știu despre ce vorbesc. Băi, când vine ăla din diaspora vara în România, într-o săptămână jumătate a rămas fără bani, cu toate cu un an de zile, el a câștigat poate 900 de euro pe săptămână sau 700. Deci el se întoarce în România mai calic decât o plecat el, într-o săptămână jumătate rămâne fără bani. Să nu mai punem la discuții că să-l întrebi, bă, da, ai de gând și tu să te însorți, ai de gând să tu strângi niște bani, să-ți iei o casă scutare. Nu, tată, mai bine de 80% din ei se întorc la mama acasă, în patul în care o copilărit și în așternutul în care o copilărit, poate știu eu cu un telefon mai modern sau cu un lanț de aur la gât sau cu o pereche de Adidas de firmă în picioare și într-o săptămână jumătate îi dă măța săraca din salariul ei sau din pensia ei sau din ajutorul ei social sau de unde are măța, îi dă bani să-și cumpere bilet să întoarcă înapoi în diaspora. Și noi ne lăudăm generația, bă, ei bătrâni, ne-au distrus viitorul și ne-au făcut să plecăm din țară. Ok, bătrâni, ne-au distrus viitorul și ne-au făcut să plecăm din țară. Dar noi ce facem? Am plecat din țară și ne pierdem vremea pe aici, cu aia. Stăm aici și pierdem timpul. Muncim pe o căruță de bani și bem tot sâmbăta și fumăm tot sâmbăta.
Care e la prost, tată? Nu noi suntem mai aproși. Bă, dacă știi că ești plecat în străinătate, strângi cu aia în bani, te întorci acasă, faci ceva. Că asta și mental. Până acum, ceva timp, asta era și mentalitatea mea. Mă duc în străinătate, că pula mea îți câștigă bine, cu cutarii. Dacă strâng niște bani, dacă nu vin la vară în concediu, strâng vă 2000, vin în concediu, mă laud o leacă pe la băieți pe acasă, ce bine o duc, ce bine fac, cutarii și mă întorc înapoi. De asta zic, suntem din departe cea mai retardată generație, pentru că noi, poate 20% din noi care au făcut ceva cu viața lor. Bă, m-am căsătorit, mi-am făcut casă, am făcut copii și așa mai departe. Nu că asta ar fi circuitul vieții, că nu e obligatoriu, bă, dacă te-ai căsătorit sau ai copii, ești cineva. Nu e adevărat, că sunt mulți care au o mentalitate și nu condamn pe nimeni care se gândește, bă, nu am nevoie de copii sau nu vreau să mă însor. Fiecare își trăiește viața cum vrea. Bă, dar dacă ai mentalitatea asta, bă, nu vreau să am copii sau nu vreau să mă însor. Bă, dar nici nu fii un calic, hei. Nici nu fii un calic și luni dimineața să nu ai bani de țigări. Bei și mănânci în weekend tot, că poate mâinii muri, poate mâinii crapi, tu ai 28 de ani, ești plecat în străinătate și sunt tăie 1000 de euro și nu mai ai bani de țigări, dar trăiești viața, că dacă mâinii muri. Păi tot te gândești la 28 de ani, poate mâinii muri, dar dacă te trezești la 40 de ani și nu ai chiloți în cur, ce ai făcut? De asta zic, băi, suntem de departe cea mai retardată generație posibilă. Noi nu mâncăm o bucată de carne fără să ne filmăm și nici nu facem nimic cu banii care îi câștigăm. Câștigăm o căruță de bani, marea majoritate dintre noi, dar să fiu al dracu, dacă ne întreb pentru 100, dacă ne întrebă, dă și mie 100 de euro împrumut, n-are unul să-ți împrumute bani, doar dacă l-ai prins în ziua de salari, ca a doua zi nu mai are bani de țigări. Ca așa e generația noastră. Bă, și care au rămas acasă, nu mănâncă cad, care au rămas acasă, că m-am uitat și pe oamenii care au rămas acasă. Bă, muncesc. Săraci, cum se chinui și ei? Pe 20 de milioane sau pe 30 de milioane? Că așa e țara în care trăim, asta este. O, dar ăia care au rămas acasă zice așa, ăia, cum spun, ei își văd scăparea doar să plece, tate. Deci noi, românii, în țară la noi, singura noastră scăpare ne se pare să plecăm în străinătate. Așa am ajuns generația noastră. Bă, nu mai putem acasă să... Nu mai putem să facem nimic, trebuie să plecăm în străinătate și așteptăm să ne cheme un văr sau o vară sau nu știu cine. Și când te gândești că ai noștri bătrâni, bă, nu-i unul din generația lui mama și a lui tata, eu cel puțin nu cunosc, care să nu fie avut un apartament. Cât e el de mic, cu o cameră, o garsonieră, cu două camere, cu trei camere, sunt care au avut cu patru camere și așa mai departe. Bă, nu-i, bă, părinții noștri când erau la vârsta noastră, erau căsătoriți cu trei copii, aveau casă cu, la țară, știu eu pe unde, sau aveau apartament. Că așa era pe vremea al Ceaușescu și munceau de le ieșau ochii. Bă, noi nu mai trăim vremurile alea. Dar și ne-am emancipat, tată. Păi, dar noi suntem cei mai deștepți, cei mai pe conspirații, pe cutare. Păi, pe noi ne îngrijorează mai mult dacă ne cipează Bill Gates decât dacă avem bani de țigări luni dimineața. Stăm și ne îmbătăm și ne bem mințele și facem live-uri la grătari, la alea, să arătăm la dușman că avem o bucată de carne și mai punem 2-3 statusuri pe Facebook cum când începează Bill Gates și-o trecut și anul ăsta și la anul ne întoarcem acasă în holiday sau în, cum se spune, în vacation, ne întoarcem acasă cu 1.200 de euro într-o săptămână, rămâne fără bani, mai trecut un an de-l dracu și uite așa suntem pierd de vară, n-am făcut niciunul nimica și uite întrebă, dar în țară de ce nu faci să faci nimica, dar ce nu s-a autostrăzi, dar ce nu s-a... Păi dar cine pizda mă te să-l facă, că aia care au muncit, tactul cu mătăi și la pensie acum și noi ăștia care suntem tineri, nu suntem în stare să batem două cui. Deci cine să facă autostrăzi, cine să-ți facă țara modernă, cum vrei tu, ca în Anglia, ca în Italia, ca aia, cine să-ți facă? Păi dacă tu iei vinerea salariul și sâmbătă nu mai ai bani de țigări și te întorci acasă odată pe an și... Ce ai strâns într-un an de zile bei într-o săptămână? Cine să facă autostrăzi în țară și altea? Care au rămas în țară 30% din tineri? Cine să-ți facă autostrăzi? Că și guvernul ăla, și angajați, și firmele de construcții, trebuie oameni. Și dacă generația noastră suntem numai pe conspirații, pe TikTok-uri, pe Instagram-uri, pe alea, cine să facă autostrăzi? Tată, că ei bătrân s-au săturat de-i făcut, s-au făcut Casa Poporului. Că se vede din satelit, ce să-ți mai facă ei bătrâni? O făcut săraci, o muncit de ajuns pe vremea lui Ceaușescu. Mă gândesc că și mama și tata mea zis, de muncă o muri săraci, doar nu au murit de bine. De muncă și de vai de capul lor.
Și noi stăm ăștia tineri și ne doare în pulă. Lasă, dacă avem sunt asta bani de bău și de alea și facem un live și cu tare mai trecut o săptămână. Dar pe Facebook ne plângem că nu au făcut PNL-ul autostrăzi sau PSD-ul sau alea. Că de ce nu se fac autostrăzi și la dat? Tu crezi că autostrăzile se fac cu bani așa? Scoatem 1 milion de euro, hai să facem autostradă. Trebuie și cineva să o facă. Și dacă în țară care 3 pelea pului, cine au mai rămas care iau, care-s mai deștept și care-s mai așa, toți sunt ingineri, toți au mers la facultăți, la treburi socotel, că și la noi, cine au rămas acasă, toți sunt moderni, toți sunt, și femeile nu mai zic, toate femei moderni, feministe, nu mai spală nimeni un vas, nu mai șterge nimeni copii la cur, păi ce să mai avem o listă de TikTok să mă rămas, să avem 1 milion de like-uri, dar noi dacă punem 2 ouă la fiert, le ardem, că și femeile, hai să o luăm și la cea dreaptă, și voi să moară duduia. Marea majoritate dintre voi, dacă vă dau un deget, îmi luați toată mâna, dar mi-o luați cu pizda, că este loc, știi? Deci n-ai nicio treabă și cu voi, fetelor, nu mi-e rușine, deci în tot cazanul ăsta cu șmoală intră toată lumea, femei cu bărbați. Deci cine să mai fac în țară ceva? Sau cine să... Didi Party, de asta mă repet, Didi Party, noi suntem cea mai retardată generație care a fost vădată. Poate și internetul divine, că tot ce facem să... șeruiești, ca să zic așa, și mentalitatea pe care o avem. Noi ne credem buricul pământului, dar n-avem luni dimineața bani de o țigară.